A muncit băiatul banii și atâta timp cât n-a făcut rău niciunui om și n-a dat în cap nimănui și a muncit băiatul. Bravo, mă! Bravo, mă! Deci asta zice Dorian Popa pentru fanatic? Eu cred că Silviu Faer mai are ceva anișor de muncit. Muncă, 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 muncă. S-a dus Dorian Popa cu mânuțele lui și a conectat păcănelele de la Maxbet. Însă mai apar ciripitorii, Luca 23-34. Iartă-i, tată, căci nu știu ce fac, Doamne! Voiam să vă arăt ceva la care să ne enervăm profund. Probabil știți știrea că Colo și-a luat Lamborghini în valoare de aproximativ 300.000 de euro, din câte știu. Și asta este un live de-al lui Dorian Popa în care s-a adus vorba despre Lamborghini-ul lui Colo și Dorian Popa le invită pe Colo, acel Colo. Poliția București a dat 1 euro. Mâine la ora 8 sunteți invitat la secția de poliție numărul 5 din sectorul 3. Desigur, doi păcăniști care au rupt reclamele și promovările la păcănele. Deci, bă, până intră el, vă spune fratele vostru, am muncit băiatul banii. Eu uite-l ce rapid mâncaia și bra lui. Lasă-mă să termin. Am muncit băiatul banii și a luat mașina pentru că asta îi face, îi provoacă lui fericire în viață. Și atâta timp cât n-a făcut rău niciunui om și n-a dat în cap nimănui și a muncit băiatul, bravo lui, să o stăpânească sănătos și să se bucure de ea, pentru că o realizare pe care mulți poate nu o ating în viață. Bravo, mă! Colo a muncit, 300.000 de euro. A muncit învățând copiii să bage la păcănele. Deci dacă pică pe șeptea pe față, suntem milionari. Și pe față și pe spate avem. Filmați asta că suntem în spațiu. Mamă, ne-a scos din foame. Da, pe bune că ne-a scos. Asta e munca în ziua de azi. Munca este să înveți copiii să bagi la păcănele, să ne norocești familii, să bagi oameni în sevraj de păcănele, să fuți relații interumane din cauza păcănelelor, să ajuți oameni să se sinucidă din cauza păcănelelor, lucru care se întâmplă. În România, dependența de jocuri de noroc duce la adevărate tragedii. Statistic, 40% dintre dependenți au la un moment dat o tentativă de sinucidere. El n-a făcut rău, n-a dat în cap. Ce a dat el în cap? A dat în cap ăla care a furat tot aurul din casă ca să bage la pariuri. Ei au dat în cap. Cele două modele ale adolescenților din România, da? Ca să ne înțelegem. Colo, omul cancelat, by the way, vă reamintesc un comentariu pe care l-a lăsat la podcastul meu cu Micuțu, în care am vorbit despre el. Adevărul e că nu s-a întâmplat niciodată un caz real de cancel. Nu, pentru că ai dreptate într-un fel, că pe de altă parte, uite, la cazul Colo, care a fost, cred că, primul caz de cancel culture de la noi. Nu, nici ăla n-a fost cancel culture. Intră pe YouTube să vezi și că... Și tocmai asta voiam să spun, că acum e bine sănătos. E bine sănătos, cu aceleași contracte, cu aceiași bani, cu aceiași... Astăzi și-a luat mașina de 300.000 de euro și acum un an zice: poate voi vedeți că eu sunt bine și am aceleași contracte, dar nu e deloc așa. În continuare, red flag-ul este activ pe canalul meu, monetizarea este la pământ, vizualizare în staff. Aproape 2 din 10 contracte pe care le aveam în România au mai colaborat cu mine și de la 1-3 insecturi pe lună pe diverse platforme cu diverse branduri, acum sunt aproape 1 pe an. Ia uzi. Sunt perfect asumat că este un preț pe care l-am plătit și încă îl plătesc în fiecare zi și în zadar, indiferent că mi-am asumat că am greșit și am arătat reale schimbări. Da, schimbarea reală este că nu mai zic de minore, ci bag la păcănelele pentru copii. Nu-i pasă nimănui cât hate îmi iau în fiecare zi, când am pierdut și am avut de pierdut pentru două vorbe nepotrivite. Am toate copilele de 15-16 ani. Pedofilule? Ce pedofil, frate, ești nebun la cap? Păi dacă vezi una de 15 ani, arată mai bine decât una de 30, ești nebun la cap? Oh, cred că avea vreo 16 ani. I-am văzut toată g***a. Sincer vă spun, mi-a plăcut. Merită g***ată, mâncați-și. Dar vorbesc pentru că sunt bărbat, înțelegi? Adică bărbații, eu mă uit după femei. Oh, de la 22 de ani n-am mai f***t tipe de 15 ani. Haide, FBI open up! Moartea de foame a făcut dublu față de anul precedent în 2022. Moare de foame cu 268.000 de euro luați din păcănele. Că el altceva nu face, face doar păcănele. 268.000 de euro ca idee. Cancelul din România. Normal că probabil este închiriat, luat de la băieți. N-are de unde să dea 300.000 de euro pe o mașină. Dar Dorian Popa vrea să-l felicite și el pe Colo, că nu-i așa? El prea mult și-o fi luat hate că și-o luat mașina aia și trebuie să-l felicite pe Colo. Ar fi o challenge interesant. Comment stresul. Respect Colo, ăsta măcar bagă la aparate. Mafia păcănelelor, ia uite-i. Stați mă, cavaș gura voastră, că nu mai am mâini să dau chiar cu aia. Papa șterpile voastre, mamă, dublajul ăsta.
Cineva a zis, eu am impresia că Dorian nu are habar ce face Colo. Da, frățioare, l-a băgat la el pe live să-l felicite și să-i zică cât de mult a muncit, el neștiind cine este Colo. El neștiind cum a fost săltat de poliție Colo, el neștiind cum bagă Colo la păcănele zi lumină și că e singura lui succes de venit. De unde să știe Dorian chestiile astea? Na, n-are de unde să știe. Ce-mi place modul ăsta de a lua apărarea. Păi mie îmi place de Dorian, frate, cum să-l asociez pe el cu copiii care bagă la păcănele. Ah, am impresia că reclama aia pe care a făcut-o pe probabil 100.000 de euro la MaxBet, am uitat de aia. Mă, te lovesc de aia prin oraș, da? Nici n-am băgat-o în seamă, că e YouTuberul meu, frate, îmi place. A, el face de 3 ani reclamă la păcănele în fiecare an. Lejereanu și-a luat Lambo-ul ăla din păcănele. Efectiv, ăsta e mesajul pentru copii. Băgați la păcănele și puteți să vă luați și voi Lambo. Mesajul pe care îl înțelege orice copil prost de 14 ani sau cine îl urmărește pe acolo. Care refuză, cred că sunt oameni peste 18 ani care îl urmăresc pe acolo, că se vede din comentariile lui. Urăsc atât de mult aceste minciuni din ignoranță, ori din dorința de a lua apărarea cuiva și efectiv vii și minți ca ultimul jegos pe niște probleme cu adevărat importante și cu adevărat reale. Îl urmăresc oarecum activ pe Dorian și la păcănele. Păcănele prea recent nu a făcut reclamă. Faptul că ai văzut acum reclama de 3 ani, asta nu înseamnă că doar din asta face bani zilnic. Și sunt efectiv oameni care te mint în față doar ca să ia apărarea cuiva. E un om care n-a ieșit pe stradă în ultimul an ca să vadă toate reclamele cu Dorian de peste tot. A făcut el acum 3 ani! 4 aprilie 2022, ce zici? O, te pup, MaxBet-ule! Ce zici de 2020? Hai zici, Ionuțule, băieții ăștia au venit să vă poarte noroc dacă jucați pe MaxBet.ro. Ce zici de Cheluțu Păcănistu din 2020? Live, extragere, Max Curățenie. Ia zic cu Emiu, cum e că nu e clar? Da, cu 3 ani, nu? Ok, am zis că nu face chestia asta zilnic, nu că nu a făcut sau că e o persoană perfectă. Nu. Ai zis că ultima oară a făcut acum 3 ani, asta ai zis. Nu ai zis că nu face chestia asta zilnic. Ai zis că a făcut reclama cu 3 ani. Vin niște gaslighter, niște mint în față și își bagi joc de tine. Doar ca să ce, ca să ia apărarea unuia care are 3 Lambo-uri în garaj și care îi se rupe p***a de mițu YouTube. Cu ce te ajută să minți pentru Dorian Pop? Asta mi se pare fantastic. Da, când a făcut reclamă la Amanet cu publicul lui de copii. Ia, frățioare, zici și mie cu creditul de la Amanet. Cum merge asta la copii? Că tu n-ai văzut nimica din ce face Dorian. Și nu e singur, am văzut alta. Jonuțule, partenerii de la Express Credit pun la bătaie 5 premii, câte 50% discount. Ia, zici mie cum e cu creditele Provident. Dacă intri acum și comentezi la Daily Vlogulescul cu Ferrari 812 super fast, mai mult de atât, dacă dai click și intri pe site-ul lor, poți găsi condiții de primă mână în ceea ce privește amanetarea online și de ce nu serviciile de credit, Jonuțule. De ce nu și serviciile de credit, tip cămătari legali? Păi vă dați seama că o să fie un copil de 18 ani care o să ia un credit de aici, o să vină cămătari după el acasă? Cămătari ilegal, desigur. Îți pare incredibil dezinvoltura cu care face reclamă la așa ceva. Că n-ai cum să nu știi. Toată lumea a avut drame în familie cu Provident, cu alte căcaturi. Toată lumea le-a avut. N-ai cum să trăiești în România fără să nu fi avut căcaturi de astea în jurul tău, cu cămătarii care veneau să-și recupereze banii sau te hărțuiau cu telefoane și așa mai departe. Deși ești multimilionar în euro, alegi în continuare să-ți bați joc de oamenii care te urmăresc. Să distrugi viețile a câtorva oameni care te urmăresc. De bună voie și nesilit de nimeni. Pentru că dacă te silește foamea, am zis întotdeauna, pot să înțeleg. Condamn, dar pot să înțeleg. De-aia dau exemplu întotdeauna pe stresul. Înțeleg de ce îl silește foamea pe stresul. Dorian Popa este multimilionar în euro, cu 4 Lamborghini-uri și un cartier de casă. Influencerul dumneavoastră. Da, păi normal, scuza este întotdeauna. Dar te-am pus eu să iei credit. Și înțeleg scuza asta când vine vorba de reclamă la cola. Dar cola nu dă dependență cum dă păcăneaua. Dar cola n-ai nevoie cum ai nevoie de bani și să ajungi să te împrumuți. Cel mai bine, mână în mână, merg împrumuturile rapide de la Amanet cu păcănelele. Aia e combinația care merge cel mai bine. Ce am făcut eu, frate? Am pus eu, doar ți-am zis că poți să câștigi un iPhone 14 dacă bagi la păcănele pe site-ul ăsta. Eu nu ți-am zis să bagi la păcănele. Joacă responsabil, frățioare. Da, când a făcut reclamă la NFT-scu, de-aia ce mai zici? Bă, Jonuțule, o veste caldă direct de la antrenament. Colecția NFT-scu a lansat un e-book despre cum să faci profit. Dejenant. Efectiv, colțul rușinii. Ăla, dar ai zis că Dorian nu face la păcănele, că a făcut doar cu 3 ani. Nu-l urmărești pe Instagram, nu? N-ai presa la el pe Instagram. Și asta e la altceva, nu mai e la MaxBet, e la Casino 365. Casino365.ro și fratele Dorian Popa aici de față vă dăruiesc un iPhone 14 Pro Max, Jonuțule. Ce trebuie să faceți pentru a putea intra în posesia lui? Este foarte simplu. Intrați pe App Store sau Google Play, downloadați aplicația Casino365.ro cu Z, Jonuțule. Care e publicul lui Dorian Popa, încă o dată? Căcatul ăsta ar trebui să fie ilegal și pedepsibil cu pușcărie să promovezi păcănele la copii. Da, frate, dar copilul nu poate să-și facă comp pe Casino online, că se cere buletinul. Și copilul nu poate să ia buletinul cuiva din casă. Copilul nu se poate duce la bunică să ia buletinul să-i facă poză. All good, ne-am spălat pe mâini. Publicul, da? Ne-am înțeles. Da, e evident, cam an, e mega evident. Ce interesant mi se pare cum vă scapă fix ceea ce nu vă place la influencerii dumneavoastră. Îți cu respect pentru toți românii care reușesc prin muncă cinstită.
cinstită, Gionuțule, și care duc numele țării noastre mai departe. Ia vedeți-i pe băieții noștri care pun la bătaie cele mai funny și entertaining cursuri de cripto. Ce au reușit, Gionuțule? Au blocat Wall Street. Dacă vrei și tu să înveți cripto în cel mai amuzant mod posibil, Gionuțule, și să-ți iasă... Hăți, Gionuțule, bă, când mai am un pic de timp liber, intru pe winner.ro și mă uit ce se mai întâmplă cu meciurile mele, Gionuțule. Doar vă jucați cu monedele astea virtuale și puteți câștiga 50.000 de lei. Și asta este exemplu, adică am mai avut o căică de căcaturi. El a muncit, frate. Îmi place tot așa de pumbo. Ăla ți arată o zi de muncă din viața lui, se pune cu curul la volan și se meargă prin București. Dacă nu alergi cu toată ziua ca Dorian Popa, să te uiți la o bucată de gresie și pe urmă să ții haine de la magazinul de la Unirii și pe urmă să te oprești într-un supermarket să ții un adaptor de căști, tu n-ai de unde să faci cont. Nu se pare de fantastic cu Dorian Popa, munca lui, ambiție, determinare. Și efectiv te uiți la fiecare zi a lui. Eu la volan plimbându-mă prin magazine și gen 30% din cazuri cum nici nu e vorba de munca mea în sine. Cu curt transpirațiile, cu trebuie să se ducă să aleagă gresia din casele pe care și le faci. Înțelegi, eu nu zic că nu este un stres mental, bă, dar conceptul de a te comporta de parcă tu muncești mai mult decât un om de lucrează la Mega. La tine e mai greu decât ce face un livrator Glovo. Dacă puteți să așteptați un pic, vă rog. De ce oare credeți că trebuie să așteptăm? Să așteptați o secundică ca să pot să-i dau restul clientei. Păi cine mai vrea restul în ziua de azi, doamnă? E mare restul? Cred că deja doamna mă înjură. A, s-a schimbat vocea, înțeleg. Ascult. Munca. Și mie mi se pare simpatic. E un nivel de spălare pe creier în care nu poți să admiți că el e simpatic, dar că în același timp e ultimul om pentru căcaturile pe care le faci. Nu, Dorian, lasă-mă să-ți suc pupa. Vreau să-ți suc pupa. Pe internet, Dorian, pupa, că poate într-o zi o să-mi iau și o Lambo din păcănele. Dacă vreau să mă uit la ăsta lui Colo, cum i-am luat mașina visurilor mele. În primul rând că o să mai ajung, sau să ajung vreodată la nivelul ăsta în care să îmi permit așa ceva, dar credeți-mă pe cuvânt, nu știu, muncesc foarte mult. Am făcut foarte multe sacrificii. Muncă, să muncești în țara asta. Hop, hop, dublaj, hop, mă muncești în țara asta, frățioare. Uneori mă simt așa ciudat, n-am nicio jenă în a zice că a fi influencer egal a beli în comparație cu orice muncă din țara asta. Și simt așa că gen strig o tradiție sfântă, că nu mă laud, că muncesc 12 ore pe zi, că nu zic că e muncă să te plimbi cu mașina dintr-o parte în alta. Nu știu, simt așa că să și uită ăștia urât la mine pe stradă că îi dau de gol. Adică ok, nu trebuie să zici că poți să belești carasul toată ziua. Dar ideea asta, dar eu muncesc mult, dar muncesc mult, dar mult, dar mult, dar mult. Doamne, cu etaj, man, holy... Stai un pic să înțeleg cum funcționează algoritmul YouTube. Deci vrei să-mi zici mie că stat de un an încoace face 18K, 11K, 59, 16. Și în secunda în care și-a luat Lamborghini a făcut din nou 264K, 143K, 109K, 85K. A, se duce înapoi. Se duce înapoi. Și înainte de a face review-ul pe care cu siguranță veți să-l vedeți, dați și voi click pe butonul de subscribe pentru că ne ajută foarte mult de a ne atinge visul nostru de a face 1 milion de abonați. Și am ajuns în 2023, unde a venit dream car-ul meu. Rex to riches, frate, da. Yeah! Oh yeah! Urs. Știți că nu mă pricep la mașini, dar am văzut un video în care îi dau ăia și desfac toate piesele de pe mașina asta și ajung la concluzia că e ceva 4x4 de la Audi, făcut mai frumos. Ăla de la Audi e gen 120.000 de euro și asta e 300.000. Și cureaua, să zic așa, și am făcut și multe eforturi pentru chestia asta. Cu siguranță o să atrag păreri bune, cu siguranță o să atrag păreri rele. Sunt conștient de clipurile care urmează și așa, că ăla și-a luat, că ăla și-a făcut, nu contează. Lamborghini Urus cu culoarea red superbet. Toată această experiența mea, care a fost și una negativă, după cum știți și în trecut cu ce s-a mai
mai întâmplat și cu chestii de genul ăsta. Mereu eu sunt o persoană asumată și mereu v-am spus lucrurile pe nume. Când este de greșeală, e de greșeală. Da, efectiv, primele 12 rate pe care o să le plătească s-au pierdut în secunda în care ai ieșit din showroom. Dar nu o să le plătească, men. Ei aia, te plimbi cu ea până te plictisești și pe urmă o dai înapoi la băieți să o vândă mai departe. Dacă voi credeți că s-o să plătească 300.000 de euro la o mașină, sunteți nebuni. Deci nu există să plătești venitul tău pe 2 ani pentru o mașină. O să plimbe cu ea, o să plimbe și o dă mai departe să o vândă. Dar când este vorba de o motivație și a motivat pe voi, poate tinerii, să zic așa, urmați-vă visele, frate. Și nu trebuie să nu trăiți niciodată cu regrete. E foarte, foarte important. Că dacă voi trăiți cu regrete, tocmai ce v-am explicat mai înainte, nu aveți cum să reușiți niciodată. Păi e normal că n-ai cum să dormi noaptea dacă trăiești cu regrete, că vinzi păcănele la copii și că înveți copiii să bage la păcănele. N-ai cum să dormi. Trebuie să trăiești fără regrete, că altfel literalmente n-ai cum să pui capul pe pernă noaptea. Trebuie să ignori mesajele de la toți oamenii care zic că sunt în prag de suicid sau au fost dați afară din casă sau că au rămas fără slujbe. Trebuie să muncești un pic pentru visul tău, știi? Trebuie să te chinui, să transpiri un pic, știi ce zic? Avem o roșie prima, mă, și a doua neagră. Perfect, asta zic, mă, chat, asta zic, că ăștia suntem. Pe un milion, să moară, mă, dacă te mint, pe un milion facem că mă cac pe geam. Omul are păcănea, by the way. E, are păcănea, are și el un site ăsta unde are afiliat cu toate astea. Ia uite-l. Dă scroll jos de tot și a scris singur review la site. Astea te referi? Că nu sunt reale sau ce? Dar nu e, cred că există, adică nu cred că e atât de penal. Deși... Ok, so, Cosma George, membru pe YouTube. Zice, sunt abonat din 2016, dar de când cu Colo Slot se pare că avem pasiuni comune. Mersi pentru rotiri fără depunere în fiecare seară. Sunt pe live de fiecare dată, inclusiv pe Colo Slots. E un om cu gagică pe o barcă, da? Am căutat asta și am găsit această poză, care pare gen o poză stock folosită pe o agenție de turism. E o fată cu o eșarfă roșie la gât aici, care se pupă cu fata asta de aici din stânga. Hop! Adobe Stock! Acum hai să intrăm pe Adobe Stock și să vedem ce alte poze mai are omul ăsta și dacă o găsim și pe aia noastră. Ce-mi place să fiu psihopat pe internet. Hey, let's go! Deci Cosma George, adică băiatul ăsta fotografiat de cineva din Rusia, Ucraina, pe care îl cheamă Dasha Petrenko, este în fiecare seară pe live-ul lui Colo. Doamne, cum ești atât de prost că nu-ți mai schiezi căcaturile astea? Munca lui Dorian Popa despre Colo, ia uite munca aici. Ionuț Doru, parior. Am retras în total peste 1000 de lei din erotic și bonusuri fără depunere luate de la voi de pe Colo Slots. Vă urmăresc și pe YouTube când am timp că sunt prins și cu facultate și cu job. Maximul Colo de erotic gratuit. Eu îl reclam. Să ne vedem, fac reclamație. Nu știu unde se face pentru așa ceva, dacă la ANPC sau nu știu unde se face pentru genul ăsta de reclamă mincinoasă. Bă, că scriem normal guy pe Google. Dacă nu-i... Oh my fucking god, dude, shut up. Stop. Nu, nu. Ăla care a întrebat de ce nu plătește pe cineva, pentru că ăsta e nivelul de inteligență, frățioare, e nivelul de inteligență pe care l-aveam eu în clasa 5-a, când îmi făceam ID de mess fake și căutam normal guy. Ia să vedem. Stai că găsi și pe restul, dacă l-a luat pe unul de aici, ai luat și pe restul. Am luat rotiri fără depunere la toate cazinourile de pe Colo Slots, la unele am retras sume frumoase, la altele a fost cam gherlă. Depinde de noroc. Mersi, mult succes în continuare întregii echipe. Cătălin Mircea. Bro! Doamne, nivelul de prostie umană. Nu vine să cred că m-am gândit la căcatul ăsta and it actually worked. Uitați-vă la el. Omul care bagă la slots la Colo. This is amazing. Vreau să-i găsesc și pe restul acum. Hop! Asta e munca multă. Două lăuda Dorian Popa. Ia uite munca. Deci pe toți ăștia trei am găsit. Gata, cu maimuța. Monkey. A doua imagine. Ia doua imagine de pe Google, man. Asta e o poză cu un volan. Oh, yeah. E un watermark aici jos. Hop. Asta e după ce că schemuiești niște copii, literalmente. Nici n-ai decența necesară să te acoperi în cel mai basic mod urmele. Ar fi ca te încă totuși să mă calce colo pe trecere cu Lambo-ul ăla. Zic, munca în 2023 nu mai se face neapărat fizic. Nu trebuie să dai cu sapa ca să poți să ajungi la anumite achievement-uri. Tu poți doar să înveți copiii să bagi la păcănele. Este atât de...
Poate dintre fanii lui Colo este cineva care se întreabă de unde știi tu că automat o să bage copiii la păcănele? Și vă zic care e răspunsul. Nu trebuie să te uiți la date, statistici. Nu. Răspunsul este foarte simplu. De ce un casino, o casă de pariuri, un casino online, o criptoțeapă și așa mai departe, de ce le dau atâția bani? Trăim într-o lume în care totul este pe bază de profit. Și atunci întrebarea este, cum își permite un casino să-i dea lui ăsta sute de mii de euro într-un an dacă ei nu-și fac banii aia înapoi? Cum își permit niște case de pariuri să-i dea 200 de mii de euro profitul în anul trecut lui Colo, dacă nu fac profit de pe urma lui? Și de obicei profitul nu este gen de 10% că am făcut, i-am dat lui Colo 200 de mii și noi am făcut 210 mii. Nu. Asta este dovada supremă. Nu ai ce altceva să mai cauți. Eu sunt la liceu, mă uit în jurul meu și am mulți colegi dependenți de păcănele care bagă la ore. E rău. Păi da, frate, de vina părinților. Mereu sunt scuze. Păi vine educației, frate. De ce te lasă profesorii să bagi la păcănele? Eu pot să fac tot răul din lume. Responsabilitatea este altcuiva. Niciodată vina mea că promovezi păcănele. Este de simplu. Atât timp cât tu respecti pe toată lumea din jurul tău, eu zic că ești pe drumul spre succes. Colo respect pe toată lumea din jurul lui, inclusiv audiența sa. Thank you, Artegor. Colo fiind un influencer mic în portofoliul lor. Să nu uităm că Superbet sponsorizează o întreagă ligă de fotbal și că stadionul Giulești se numește Superbet Arena. Mai nou am văzut că e o modă ca moderatorii de știri de sport să-și facă podcasturi sponsorizate decât o casă de pariuri. Îți vine să vomiți, nu poți să vezi un meci fără să de reclame la mizerile astea. Exact, Colo e small. Colo e un gândăcel pentru toate casele astea de pariuri și de păcănele. Lamborghini Urus 2022 are 6000 de kilometri în momentul de față, 6600. Este o mașină, v-am spus. Cum... Ah, deci a pierdut altul că a scos-o pe porți. E la mâna a doua. Am visat efectiv toată viața roșie, se numește culoarea Rosso și pe interior tot la fel roșie. Rosso. Tare, frățioare. Aia te succesă în România. Trebuie doar să renunți la absolut orice decență umană și orice principiu și poți să te îmbogățești și să fii cel mai șmecher din țară. Nu ai lăsat momentul în care zice că dacă îl vezi cumva prin București poți să-l oprești și te duce el cu Rosso unde ai nevoie, deci face și Uber în timpul liber? Bă, dacă mă vedeți vreodată, pe stradă sau oriunde, nu contează. Băi, eu am mașina asta datorită vouă. Dacă nu am treabă în momentul de față și nu am undeva unde să alerg, știm, cu niște acte sau cu niște chestii, că și eu ca ușor orice om normal, am și eu anumite treburi și anumite chestii. Opriți-mă, spuneți-mi, bă, poți să mă iei pe mine să mă duci până acolo, eu vă iau cu mare drag, frate. Sunt sigur că asta vei face. Niște acte. Acte. Efectiv îmi vine să fac un Minecraft pe live. Merge cu acte. Cu ce acte? Tu ești la poliție din nou că te cheamă aia să-ți încheie dosarul penal? Ce acte, frățioare? De ce alegi tu cu acte? N-ai contabil? N-ai 1000 de lei să dai la contabil să alege cu acte? Sunt niște vorbe astea de le-am auzit de la părinții noștri când trebuie să minți. Ce zicea taică-mi? Merge să alege cu niște acte. De când mi-am făcut firmă, am alegat cu acte, gen odată când mi-am făcut firmă. Oare de ce nu aleg după acte? E că eu sunt prost, e problema mea, că eu nu știu să muncesc. Cum muncesc ăștia și aleagă toată ziua cu acte. Acte. Facturile de cheltuieli nu le duci la contabil? Nu, prieten drag, pentru că nu mai ești în anul 2005. Nu știu dacă ai auzit de acest concept care se numește internet. Prin ajutorul internetului poți să trimiți totul în variantă digitală. Nu trebuie să alegi nicăieri. Adică, ok, înțeleg, dacă ai contabil gen de PFA, de-i dai 150 de lei pe lună, da, ok, da, acolo te mai plimbi o dată, de două ori, de cinci ori. Dar acolo, că ți-e contabil care îți face tot ce e nevoie și care nu costă 150 de lei, costă 1000 de lei. Ce vezi, acolo dă 150 de lei la contabil și aleagă el cu actele la ANAF? Nu știe să facă poză la bonul de motorină. E drept că nu mai poți să mai faci content de la volan dacă nu te plimbi toată ziua, corect? Mamă, dublajul ăsta.